Ei, salutare, prieteni, sunt Xbreaker, bine v-am regăsit la un nou episod de Pack Opening cu pariuri de fotbal și ruletă pe site-ul utecoinsbet.com. Aveți link-ul cu site-ul în descriere. Noi, înainte de asta, mergem să facem un bilet repede din coins-uri, după cum știți, avem bilete la pariuri și sunt destul de multe meciuri interesante, de pe care zic eu că putem câștiga. Dortmund cu Schalke, mergem pe victoria lui Dortmund, avem aici Frankfurt cu Leverkusen, un meci destul de interesant, Leipzig cu Werder Bremen. Clar zic eu că va bate Werder, Manchester United, mergem și pe Manchester. Ce mai avem pe aici? Haideți să vedem, astea sunt cele mai populare, dar mai avem și de aici direct să ne alegem noi campionatele. Haideți în Franța să vedem ce avem, prima ligă, Lyon cu Lille, un meci interesant. Montpellier, Dijon, Nantes, echipa lui Tătărușanu. Ah, e meci greu totuși acolo. Nice Lyon, iarăși meci foarte interesant. Marseille Genghamă, Monaco PSG. Eu totuși zic aici, totuși eu nu cred că va învinge PSG-ul, dar nu-mi vine să pariez, credeți-mă. Mergem însă în România să pariem și de aici. Botoșan Craiova merge pe victoria Craiovenilor, Dinamo Poliaș va bate Dinamo, Viitorul Timișoara 1, CFR Cluj, cam atât de aici, avem, hai să vedem, cotă de 7, punem 50.000 de coinsuri, dar nu, stați că punem multiplu, 50.000 de coinsuri și am putea câștiga 1.259.000. Pariem. Punem acest bilet. Ăsta este pariul nostru. Aici avem, după cum bine știți, ruleta. Iată, numai roșii, verde și negru mai subțire. Adică perioada e să pun și eu acum. Trebuie să recuperez niște bani pierduți data trecută aici și voi recupera. Știu sigur că va fi negru ăsta. Am pus... Bun. Am pus pe negru în 8 secunde. 6, 5, haideți, băi, haideți să vedem ce facem. Dacă vreți astfel de episod, să apăsați butonul de like. Dacă nu ești negru, te mănânc. Nu cred. Ba da, e negru, bun. Iată, reușim să câștigăm. Higher and lower. Vreau să joc și aici puțin, pentru că e lower. Bun. Să ne dea peste sau sub. Bine, băi, tată, și acum ar trebui să fie peste. 53 a pierdut, nu cred. La ultimul. Punem 55.000 de coinsuri. Hai să vedem ce facem acum. Lower direct. Higher. Ah, doamne, mi-e frică, dar trebuie să fie peste. Bun, Nesta! Ho-ho, Nesta! Și iată cum reușim să câștigăm... E bine, este bine, am reușit să câștigăm, să ne recuperăm din bani, mergem la pachete Black Friday, 10.000 doar, 10.000 astea de Black Friday, haide să vedem, din nou le luăm la rând să vedem ce ar putea să ne dea, haide, dă-ne ceva bun, dar e greu totuși, este Di Maria, iată, să vedem cât costă Di Maria, 11.000, am ieșit pe plus cu pachetul ăsta. Am ieșit pe plus Halloween, Inform Pack, Icon Pack. Doamne Dumnezeule. Deschidem fiecare, după voi trece. Deci deschidem câte unul din fiecare. Să vedem cele de la Icon. Doamne, cum ar fi un jucător super bun. 25.000 acest pachet, să vedem ce ni se dă. Este... Grifo 82, 19.000, Florenzi, bun, Ruben, 36.000, iată până acum am deschis două pachete, ambele pe plus. De obicei am văzut eu că ăsta de 50.000 nu e foarte, foarte profitabil, nu știu de ce, cred că depinde și de noroc, dar să vedem ce se întâmplă acum. Deschidem și vedem. William, ce spuneam? 8.000, 7.000, iată, cele 50.000. Nu prea mi-a adus niciodată nimic. 100.000, pachet de 100.000. Haide, tată. Haide. Abia aștept să ajung la pachetul de Icon. Abia aștept să vedem ce putem câștiga. Mergem și Pjanic, 86.
Pjanic 90.000, Rufie, Musacchio, Dragovic, Munir, jucători ce nu valorează foarte mult, totuși ieșim pe plus, ceea ce e foarte, foarte bine. Pachetele astea nu mi se par super, super tare. Dublu sau nimic, mergem și cumpărăm și de astea. Dublu sau nimic, câștigăm sau nu? Hai să vedem. Haide să vedem. Dă-ne dublu. Dă-ne dublu, tată. Așa ar fi normal. Oh, Blandi, 77, nimic. Practic n-am luat nimic. Halloween, 50.000. Ne pică. Asta nu mai știu. Oare doar jucător screen sau? Doar jucător scrim, asta ar fi tare dacă ar pica doar jucător scrim, dar nu știu sigur. Vedem acum Cuadrado! Și sigur e. Da, 4-6.000 Cuadrado, Salah, Mustafi. Bun. Îmi place asta de Halloween. Chiar îmi place pachetul ăsta. Ales să mai deschidem unul. Până acum suntem pe plus. Și să nu uităm, am pariat și la. Am pus și la pariu 50.000 de coinsuri. Mergem mai departe să vedem. O, legendă blank! Doamne! Într-un pachet de 50.000 a dat legendă, nu vine să crezi, 700 olon ce e aici! 1.177.000 de coinsuri, doamne! Walker și Rashford și Ozil! Nu cred! Nu cred așa ceva! Blanc, Walker, Rashford, Ozil și Ferri. Nici nu mai aveam nevoie de Ferri, sincer, doamne. Ăsta e cel mai tare pachet deschis vreodată. Cel mai tare pachet deschis vreodată de mine. Doamne, Dumnezeule. Doamne, Dumnezeule. Ce pachet, ce pachet. Băi, eu nu cred. Eu nu cred așa ceva. Hai, mai deschid unul. Am dat 50.000 și am câștigat 1.177.000 de coinsuri. Așa ceva. Așa ceva. Oh, iată-l pe Carrasco 86. Se pare că momentan pachetele astea îți aduc profit. Nu mă las, nu mă las. Mai deschid, mai deschid. Un singur pachet valorează peste 1.000.000 de coinsuri. Doar 50.000, asta e tare. Nu mi s-a întâmplat niciodată. Forster. Hai să vedem totuși. La Inform Pack. Ce am putea câștiga aici? Oh, Doamne, deci nici nu vreau să mă gândesc ce va fi la Icon dacă la Halloween Pack am câștigat așa ceva. Haide, tati. Să vedem aici. Inform. Brand. Ah, nu e cine știe ce. Mi-a dat 2 chiar, dar degeaba. 43. Icon. Iau două pachete de genul. Două pachete, 6.000 de coinsuri, să vedem. Dacă scoatem peste 6.000 de coinsuri. Sper. Oricum este mult pe plus. Este Maldini 88. LB Maldini 88, da. 504.000, Higuain, Fellaini. Așa da, 618.000. Doar din pachetul ăsta suntem pe plus. Doar din pachetul ăla suntem pe plus. Să vedem acum. Să vedem acum cine pică. Cine pică, cine pică? Rashford. Ai, 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 ai. Dar totuși, din două pachete suntem pe plus. Iată și Gigu Grozav, românul nostru. Pică și el 151.000. Suntem aproape 200.000 de coinsuri pe plus. Deci am putea să mai cumpărăm unul. Dacă scoatem minim 100.000, înseamnă că am fi la egalitate, am fi pe zero, dar eu cred că vom scoate mai mult de atât. Oh, Schmeichel, legendă, da, suntem pe plus. Automat când îți dă o legendă, ești pe plus. Când îți dă o legendă, ești pe plus. Schmeichel, 224.000, Armolenko, 365.000. 60.000 de coinsuri pe plus, asta e bine, doamne, dar ce-a putut să-mi dea aici? Ce-a putut să-mi dea aici? Eu nu cred așa ceva. Un pachet de genul, să-ți dea 1.177.000 de coinsuri. Incredibil, a fost incredibil Deulofeu de la Barcelona, Umtiti, Turan. Nu știu dacă ne vom mai întâlni cu ocazia asta vreodată. Credeți-mă, nu cred. Rar cred că te întâlnești cu asta de ocazie, dar văd că oricum la cele de Halloween a dat foarte bine până acum. Inform Pack. Este Falcao Radamel. Bun Radamel. Immobile. Matthews. Bradley. Am fost aproape aici, încă unul de aia, și se fac, mai iau 5, 6, 6 de icon, pot să iau chiar 7,
mai au 7 pachete de genul, mergem la risc, mergem la risc, iau 7 pachete, 2.100.000 de coinsuri și vom vedea ce vom face. Dacă ieșim pe plus sau nu, din 7 pachete, arca am trebuit să ieșim. Haide, tati! Schmeichel, bun, 90 Schmeichel, așadar, dar depinde mult și ce vine după el. Baines, Goretzka, Hitz, iată, suntem cu 70.000 momentan pe plus. Asta e bine. Îl deschidem pe acesta. Îl deschidem pe acesta. Avem nevoie de legende ca să ieșim pe plus. Asta e clar. Oh, Yashin, portar rus, 89, asta e bine, 305.000, Higuain, Casillas, Marin, Peruzzi, ceea ce e bine. Ai, pachetele mele. Stai să cumpăr unul de 10.000. Că nu-mi dau seama exact. Cumpărăm unul de 10.000. Îl deschid pe ăsta. Îi dăm cu skip. Ce-ar fi să-ți dea la asta ceva? E coche. 8.000 de coinsuri. După, dăm aici. Haide, tată. Haide. O legendă vreau. Handanovic, 88. Asta nu-i bine. Boateng... 150.000 minus, dar nu-i rău. Aveam 2.300.000 de coinsuri, să nu uităm. Aveam 2.300.000, să vedem cu câte vom termina. Mai departe, Ter Stegen, 86. Ah, Tomovic, Umtiti, Kedira, Eriksen. Asta nu-i bine. Asta nu-i bine deloc. Asta chiar avem nevoie de două legende măcar. Schmeichel din nou. Schmeichel din nou, 86, 224.000, Karim Benzema, Balazic, Dembele, 1.633.000. E greu să ajungem acolo, trebuie să ne dea o legendă mare de 500.000. Trebuie să ne dea o legendă de 500.000, neapărat Van der Sar din nou portar. Cred că Van der Sar valorează mai mult, nu știu de ce. Ah, doar 239, Balde Diao, ceea ce nu... Trebuie să ne dea o legendă bună pentru a fi pe plus. Oricum, dacă nu, vom fi cam acolo. Asta e ideea. Să vedem acum. Mustafi. Ah, e și foarte puțin pe minus, dar nu e asta o problemă. Mai deschid două de genul. Astea mi-au plăcut foarte tare. Deci nu cred că a putut să-mi dea atât de mult la un pachet de genul. Încă am rămas șocat, dragilor. Încă am rămas șocat. Haideți să deschidem. Să vedem Kovacic de la Real Madrid, 44.000. Și următorul, il grande jucătore, este nimeni altul decât Van Damme. Iată-l pe Van Damme. Bun, 2 milioane de coinsuri, avem până acum 1 milion de coinsuri profit. Mai cumpăr 3 pachete și vom termina episodul. Sperăm să ajungem la suma pe care o aveam înainte, 2.300.000 de coinsuri, dar oricum suntem pe plus, asta e clar, asta e bine, că reușim să fim pe plus. Boateng, 88, m-a rupt aici. Noroc că Boateng totuși valorează, Herrera, Corleu, Castuani, pierdem doar 150.000 de coinsuri momentan, dar dacă îți dai aici Hagi sau cineva de genul, ar fi bestial Carles Puyol, 86, bun Carles. Cât valorează? 337.000. Dar după nu dă nimic după Carles. Asta e nașpa. Asta e nașpa. N-a dat nimic după Puyol. Trebuia să meargă cu ceva în continuare lui Puyol. Era perfect. Următorul din nou Schmeichel. Foarte mult Schmeichel astăzi. 228.000. Și mai am unul. Promit că mă opresc. Promit că mă opresc. Cu 500.000 de coinsuri pe plus. Promit că mă opresc. Haide. Haideți băieți să vedem. Ce ne pică în aceste momente? Wilson, hai de măi nebunule. Dublu sau nimic, 185.000? Da. 185.000 pe negru. Let's go și rămânem cu 500.000 de coinsuri. Asta în cazul în care vom pierde, dar nu vom pierde pentru că va ieși negru și vom avea mai multe coinsuri decât avem acum. Haide! Da, nu s-a oprit pe negru. Ne oprim aici, dragilor. Am rămas cu 500.000 de coinsuri pe plus după un pachet demențial. Eu am fost Xbreaker. Sper că v-a plăcut, dar nu pot să mă abțin. Mai trebuie să cumpăr un pachet de genul. Cumpără-l, deschide-l și primește ceva bun. Legenda vreau!
Vreau să închei cu o legendă. Vreau să închei cu o legendă. Laudrup, da. Da, simțeam eu ceva. 360.000 Gorețca, Hernandez, Krul. Și am încheiat cu o legendă, dragilor. Avem 1.570.000 de coinsuri. Eu am fost X-Breaker, sper că v-a plăcut. Like, share, subscribe. Până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!